Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut ce circ este cu băuturile astea, cu sticlele de pe mesele de la conferințe de presă la campionatul european? Uh-huh. Ce înseamnă un influencer? Da, deci planetar. Sunt din ce în ce mai mulți. UEFA e disperată, le-a cerut jucătorilor să nu mai îndepărteze sticlele astea cu băuturi, că ele provin de la sponsori. Eu zice, sunt fără alcool, adică nu înțeleg de ce atâta... Bun. E o modă, deci a început Rolando cu două sticle de Coca-Cola. Ați văzut? Compania a pierdut 4 miliarde de dolari la bursă în urma gestului respectiv. A urmat Paul Pogba, care a dat deoparte... Stai mai puțin, că poate sunt și cetățeni care nu știu. Deci la conferința de presă din Ungaria, dinaintea meciului Ungaria-Portugalia, Cristiano a luat cele două sticle de Coca-Cola care erau în dreptul lui pe masă, le-a dat într-o parte și a zis, nu mai beți Coca-Cola, beți apă. Da. El fiind adeptul unui stil de viață sănătos, s-a mai plâns că fisul bea multe sucuri și nu crede că o să ajungă un mare fotbalist în ritmul ăsta. Poate o să ajungă la sumo. Deci, da, Rolando, mă scuzați, dar el a făcut reclamă la pui prăjit, la Pepsi. La Coca-Cola, la viața lui. Adică, mă scuzați, un pic de ipocrizie. Stai mai puțin. Ce? Greșelile trecutului. Nu, adevărat, trecutului. Sunt în derulare în anumite teritorii, are în continuare reclame în derulare. N-a putut să le mai retragă de pe piață. El și-a schimbat filosofia. Bun, după aia a venit Paul Pogba. El e musulman. E musulman de ăsta hapotnic și a dat deoparte o sticlă de Heineken. Păi da, da, acolo scria 0. 0% alcool. Asta vreau să spun, era Heineken fără alcool. Nu s-a prins. Deci s-a aruncat la asta. E... Berea fără alcool e ca micii din Mazăre. Deci, e ca și cum ar da deoparte micii din Mazăre. Eu nu mănânc porc. Nu e porc, e Mazăre. Eu nu beau alcool. N-are bre, e citirică. E proteină de Mazăre, mă. După aia a venit Locatelli, care și el a dat deoparte sticlele de cola. Și el, aqua, m-a făcut. Alaltul a făcut agua, știi? Vezi că asta... Mai rău te faci de râs. A făcut ăla, gata, acum potoriți-vă. Stai că nu s-a terminat. De data asta nu mai fost știri de la bursă, că înțeleg că mai fost și Iarmolenco a făcut o chestie de genul ăsta. Ieri, după meciul de la Plesa, avem și noi la București și noi suntem fraieri. După meciul Ucraina-Macedonia, Iarmolenco, autorul primului gol, marcator și în prima etapă, băia ca lumea, liderul Macedoniei, a luat spre el sticlele de cola și pe cea de bere Heineken și a zis Coca-Cola și Heineken, căutați-mă pe mine. Exact. Dar cel mai disperat dintre toți pare antrenorul Rusiei. Cercasov îl cheamă, Cercesov. Nu? Cercesov. Da. Ceva. Ceva. Da. Ăla care a băut ostentativ o sticlă de cola. Nu, eu nu cred. Ăla, cred că ăla e gras. Și eu pot să mărturisesc că lui a fost poftă. Da? I-a făcut poftă. Eu cred că e de bea. Și n-a putut să se abține. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.